Salutare, dragilor! M-am trezit un pic cam târziu, am fost un pic obosit, am dormit buștean. Ideea e că mi s-a făcut poftă de aripioare picante, așa că o să mergem să mâncăm un pic așa pe rapid, deși nu susțin astfel de mișcări culinare, ca să spun așa. O să mergem să vedem pe tor și să vedeți ce înseamnă o zi, bine, nici măcar o zi, cam jumătate de zi sau câteva ore cu tor, care este super energic și, bineînțeles, ne dă și nouă un pic din energia lui. E foame. Stai al tău. Stai al meu sau care? Hai, îl facem la... Hai și șervețele umede. A, să nu le iau. Și mai avem aici niște cartofi, dar cred că îi lăsăm aici ca să ne ia vântul cu totul. Uite, avem și porumbei să mergem. Ce pui aici? Pune aici. Se pun aici, nu? Așa e regulamentar. Mamă, ce fac? Voi să nu faceți ca mine. Da, am poftă, sunt pom, ce vrei? Băi, cred că mă sună cineva. Mamă, ăsta-i Tor. Tor, stai mă liniștit. Alo. Da. Prea are semnal, da. Da, mă, stai liniștit, că venim acum. Da, mă, venim să-ți dăm bobițele. Stai acolo liniștit, nu mai plătra acolo. Bine, bine, hai. Mă, mai disperat, ăsta-i foame rău de tot. Trebuie să mergem la el. Te-ai trezit din somn. Tor. Cu minte, da? Hai, nu sărim. Nu sărim, Tor. Hai. Hai. Hai, ai dat cu botul? Lasă-mă osul. Lasă că mănânci după. Bine, îmi face. Șezi, 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 șezi. Bravo. Bravo. Dă lăbuța. Și cealaltă. Bravo, așa. Șezi, așteaptă. Așteaptă, exact aici. Șezi, șezi. Știu că nu mai răbdă, da? Așa, așteaptă. 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 Așteaptă, da? Ok? Deci băia cum înțeleg. Așteaptă. Vedeți, eu v-am spus că Tor e ascultător. Hai! Bravo! 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 Hai că nu pleci, stau aici cu tine. Nu te grăbi. Nu te grăbi, mănâncă ușor, mănâncă ușor. Să facem un pic de masaj. Să facem un pic de masaj. Un pic, da, da, știu că-ți place, știu, știu că-ți place, știu, știu, dar nu mai lovi acum, că eu vreau să-ți fac masaj și tu mă zgâri. Hai că uite, să fac așa, ia uite, ia uite, ia uite, mamă, 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 plec, sunt aici, da? Uite, facem așa la pulpiță. Facem aici la pulpiță. Facem la pulpiță, să cum îți place, uite. Mamă, mamă, ce pulpiță. Șezi, șezi, bravo. Dă lăbuța, dă lăbuța. Mult așa, hai, dă lăbuța, bravo. Și cealaltă, cealaltă, bravo. Culcat, culcat. Bravo, bravo, ia.
Doamne, ce bine e să fiu la masaj și n-am plătit nimic. E incredibil. Hai să mergem la plimbare. Stor! Dă-mi lesa, hai. Bravo, hai. Păi ești băiat, ești. Ia spune-te ce s-a întâmplat aici. Ca să înțelegeți acum, Thor este într-un mod de Sherlock Thor. Ce ai să spune? Trebuie să vadă el cine a făcut pipi, cine n-a făcut pipi. Nu e chiar așa. Unde mă bași, Thor? Thor! Bă, ce-ai mirosit acolo? Ce mă? Hai! Ce-i acolo? Vreau să miros și eu ea. Mamă, dacă o prindeam ce-i făceam. Olele! Să face câinele, le așteaptă acum o comandă de la mine. Thor, șezi și acum o să vedeți că nu mă bag în seamă. Thor, șezi. Exact ce spuneam. Nu mă ascultă din adins. Thor, șezi. Ok. Bun. Ritualul e aproape gata. Mai avem o singură chestie de făcut pe care nu a făcut-o încă. De obicei, în savană, după ce face pipi în locuri bine stabilite încât să-și rezolve chestiile cu împerecherea la labradori, el mai trebuie să facă un caca, dar după cum puteți vedea, încă reține un pic cu caca ăsta, cred că nu este sezonul. Exact, așteaptă acum. Așteaptă-te. La undă. Mamă, ce mi-a făcut? Asigur e norocul ăsta. Înseamnă că o să am noroc. Tu mi-ești tor. Am avut mesaje ascuns, să nu se întâlni nimeni. Wow! Cum se cazul aici? Da, e primul rând. Păi încă e în construcție și